putea grupa într-un fel întrebările. Unele au fost metodologice, referindu-se la structura chestionarului și la structura lotului de participanți. A fost un lot de conveniență. Într-adevăr, au accesat vreo 3.000 și de studenți, dar de validat au fost validați 1.417. De asemenea, era o întrebare legată de modalitatea de a crește consistența răspunsurilor în astfel de instrumente. Da, sunt și modalități statistice de a crește consistența. În același stil, să spun, sau la aceeași categorie, s-a mai pus întrebarea, corectă de altfel, dacă nu cumva faptul că înaintând în timp, ne obișnuim până la urmă cu acest stil și în acest caz este posibil ca studenții la un moment dat să prefere educația online. Până acum, din rezultatele noastre, este drept că obișnuința nu a intervenit chiar atât de puternic. Așa cum arătau rezultatele la chestionar, studenții nu consideră că este mai eficient. Mai eficientă această comunicare, activitate didactică online. Este drept că pe măsură ce timpul trece și dacă starea respectivă se continuă, vom găsi probabil anumite modalități și mai subtile de a ne adapta, să spun așa. Și mă gândesc că va crește, mă aștept să crească o doza, să zic, de nemulțumire cu tot ce înseamnă avantajele unei interacțiuni directe. Personal, psihologic vorbind, nu mă aștept la o supraadaptare a oamenilor în această perioadă, nici a cadrelor didactice, nici a studenților, ci mai degrabă la o încercare de a aduce elementele specifice de interacțiune directă în mediul online. Deci va fi o provocare și la o intensificare a cererii de feedback din partea cadrului didactic. De asemenea, alte întrebări s-au referit la modul în care cele două chestionare pentru profesor și pentru student, spuneam de la început că n-au fost făcute în oglindă, în ce măsură ar putea într-adevăr cele două loturi să răspundă la aceleași întrebări, astfel încât să facem și o comparație, o diferență, dacă vreți, percepția studentului versus percepția profesorului privind anumite aspecte. Am evitat din capul locului, să spunem, am luat această decizie inițial de a nu le face în oglindă, pentru simplu motiv că am vrut în prima fază, să vedem cum se prefigurează fiecare percepție și practic am accentuat la partea de profesori tot ce înseamnă și ține de predare și la partea de studenți partea aceasta de învățare. Scuze, Irina, n-aș vrea să se înțeleagă că n-au fost întrebări comune. Au fost întrebări comune, dar nu a fost perfect în oglindă. Nu a fost perfect în oglindă. Da, tocmai din acest motiv că am vrut să începem într-un mod separat, dar este o idee și se poate continua. De asemenea, mai era o întrebare sau o sugestie mai degrabă pe care am văzut-o foarte, foarte constructivă. În ce măsură mediul de business, să zicem, sau cei interesați să formeze aceleași competențe ca și noi în Academia, ne putem întâlni și putem folosi acest gen de activitate pentru a redefini poate niște competențe cerute pe piața muncii, pornind de la aceste rezultate și de la ceea ce se face în cadrul acestor întâlniri. Mulțumesc, Irina. Astea au fost principalele. Da, mulțumesc, Irina, pentru această intervenție. Aș vrea să spun că genul acesta de abordare este foarte complex la nivelul Universității de Vest din Timișoara, pentru că suntem, dintr-un anume punct de vedere, o universitate specială. Suntem o universitate comprehensivă, dar spre deosebire de marea majoritate a universităților comprehensive
La noi avem și domenii din zona artelor, din zona muzicii, teatrului, educației fizice și sportului, fizice și sportului, adică prindem toată paleta de domenii vocaționale, ori a pune la un loc și a încerca să găsim o unitate comună este foarte complicat. Acesta este motivul, răspunzând unora din întrebări, de exemplu, ce platforme folosim. Această, să-i spunem, libertate și această flexibilitate pe care am acordat-o derivă tocmai din această complexitate a universității noastre. Dar în același timp este, să spun, un element dificil, pentru că asta ne face să fim atenți la atâtea și atâtea instrumente digitale, dar pe de altă parte ne dă și o oarecare bogăție, pentru că putem apoi, din bunele experiențe ale colegilor pe diverse, să spunem, platforme, să le transferăm în alte zone. Ori chestiunea aceasta, repet, ne dă mai multă flexibilitate. Apoi, aici am citit cu atenție întrebările colegilor noștri, domnul profesor Ioan Groza, domnul Ioan Petrișor, Andreea Dobra, doamna profesoară, și aș spune că se punea accent pe ideea în care, eu știu, procesul acesta ar începe să placă mai mult și ar pune foarte mulți problema de a rămâne exclusiv în această zonă. Răspunsul meu ar fi mai degrabă nu, pentru că el, de fapt, răspunde doar unor nevoi de moment, cărora le-am înțeles sensul cu toții și atunci, în mod evident, marea majoritate a participanților la procesul educațional, fie cadre didactice, fie studenți, au înțeles, să spun așa, cumva, unicitatea momentului și atunci au fost cu toții proactivi, chiar dacă au întâmpinat o serie de dificultăți. Dar sunt convins că am învățat cu toții că aceste instrumente pot să fie complementare procesului educațional, iar acest lucru, cel puțin pe noi la UVT, ne ajută foarte mult în ceea ce va însemna implementarea conceptului de Teaching and Learning Brand, care presupune, are o componentă puternică în zona aceasta a digitalizării.